Red Bull. Opa, ya. Dragi prieteni, am ajuns pe râul Neajlov și încercam să pescuim câteva ore. Nu stăm foarte mult. Aș vrea ca să, dacă se poate, să prind o mreană. Este timpul ei și au trecut ceva ani de când nu n-am reușit să prind o mreană de Neajlov. Am înlocuit mulineta, tot o mulinetă veche, cu un Robin Han. Ați văzut că aia scârția din toate încheieturile, n-am apucat să o pregătesc, să o ung. Știu că e o zonă cu pietriș aici. Și merenelor le plac zonele cu pietriș, în schimb nu e un curent prea puternic, dar undeva la 50 de metri este o porțiune unde vine mai aerată apa. Este o zonă cu apă mai mică și se oxigenează mai bine acolo apa. Pentru astăzi am să pregătesc 1 kg de river cașcaval. Dacă mai e nevoie, mai am o nadă de cu cașcaval, dar nu vreau să o stric degeaba. Miroase ceva cașcaval, dar nu așa de puternic speram eu. Bun. Cam asta e. O lăsăm să tragă. Și până nada trage, noi pregătim lanseta. Bun, am terminat de pregătit și lanseta. Nada este suficient de umedă. Mai trebuie să mai adăugăm puțin vierbi. Mai am timp să îi opăresc. Așa că îi pun direct vii, cu toate că dacă este în preajmă pește mic, îl voi atrage mult mai repede. Am început cu un forfac mai lung, urmând ca, în funcție de cum răspunde peștele, să mai ajustăm, să scurtăm sau, din contră, să punem unul și mai lung. Am o zonă interesantă aici, pot pescui și în lungul malului, e un fel de golfuleț aici. Am să încerc dacă pe curent nu
avem prezentări, o să încerc și aici lângă brădișul acela. Foarte frumos peisajul, să zic așa. Acum e timp să bem o gură de cafea. Schimba locul în deschidere mai mare aici și avem și o băltuță aici care vine tot din Neajlov. S-a dovedit că apa e prea mică acolo și prindem numai dăștea, numai guvii. Și în acel golfuleț, din păcate nu mai obleți, așa că mă mut aici pe râul principal. Vedem dacă reușim să prindem ceva. Ce e căzută în apă acolo. Toblete. Dar nici măcar. Cel puțin aici avem mult mai multe opțiuni. Dar asta este un cuib de șoareci. Chiar aici. Și șoricei adineauri au ieșit din el. Doi. Chiar aici. Asta aici e un cuib de șoareci. Ne-am mutat din nou. Am venit aici pe balastiera asta mică. Vedem dacă în afară de obleți mai prindem și altceva. O să pun și un coșuleț mai mic. Să vedem ce stă aici în zonă. Reușesc să îi ocolesc oarecum. Timp și ceilalți pești. Deci a venit o vidră.
mare era. Partida e compromisă. Vidra asta își tot face de cap aici, pe în zona în care pescuiesc eu. Peștii din start au fugit și ei, vă dați seama. Am ajuns în pădure, în alt loc. Poate asta e cu noroc. Lanseta făcută și e o zonă cu un curent mai puternic, te văd eu, ceea ce am căutat. Vedem să fie cu noroc de data asta. Aici am avut o trăsătură serioasă, acolo sub pomii aceia. Din păcate a intrat în niște crăși ceva și am fost nevoit să rup forfacul. A fost prima trăsătură mai serioasă pe ziua de azi. Așteptăm un pic acum să limpezească treaba. Și mai încercăm să vedem. Dragi prieteni, cam asta a fost aventura noastră la Neajlov. Am încercat, am schimbat locuri, dar peștele nu a fost în zonă. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru notificări și pentru data viitoare vă urez fire întinse.